Satu Mare este situată în partea de nord-vest a județului Satu Mare, la o distanță de 20 de kilometri față de reședința de județ. Are în administrare localitățile Viile Satu Mare, reședința de comună, respectiv satele Tătărăști, Tiriac, Medișa și Cionchești. Până în anul 1945, administrativ teritorial, localitatea Viile Satu Mare a aparținut orașului Satu Mare, astfel a fost suburbia orașului. Erau construite numeroase case de vacanță, locurile lor fiind luate acum de case impunătoare care sunt racordate la rețelele de utilități. Numele provine din Viile Sădmarul, prima înscriere în acte datând din anul 1430. Și pe mai departe, această comună prezintă atracție pentru numeroși sădmăreni, care fie că și-au vândut apartamentele din Satu Mare și și-au cumpărat sau construit case în această așezare cu un relief ușor colinar. Suntem pe suprafață, așa de mare ca și orașul Satu Mare. Locuitori avem numai 3.446 de locuitori. Componența locuitorilor se compune din români, maghiari și țigani. La ultimul recensământ am fost 50-50% români, maghiari în comuna Viile Satu Mare. Cum am spus, suntem extinși pe o suprafață foarte mare. Avem 8.400 de hectare, din care 6.460 de hectare este extravilan. Componența comunei este 4 sate și centrul comunei. Deci este Viile Satu Mare, centrul comunei. Avem Cionchestiu, cum venim dinspre Satu Mare, cum mergem către Medișa, cum mergem către Solduba, este satul Medișa, la 9 km, este Tătărăști și Tiriacu. Activitățile comunei Viile Satu Mare a oamenilor este în preponderența cea mai mare agricultura. În mod special, oameni mai mici sau cultivă terenuri cu suprafețe mai mici. Nu prea merită agricultura, deci porumb și păioase nu prea merită cultivate, deși cu asta se ocupă oamenii. La vii ar merge mai mult ori silvicultură, ori pomicultură, ori vița de vie sau ceva pe producție pentru legume și fructe. Avem 9 tineri care în cadrul comunei Viile Satu Mare au depus dosare, au concurat pentru proiect cu succes, au câștigat proiectele. Mă bucur că vin băieții, tineretul și depun proiecte, deși s-ar putea și în mai mare măsură. Așa cum am aflat din spusele primarului Suci Sobolci, dar și ale unor locuitori ai comunei, solul este mai puțin recomandat pentru agricultură, dar fermierii fac eforturi de a depăși un asemenea neajuns. Cultivă în special cereale păioase și porumb. Nu lipsește vița de vie, dar nici pomii fructiferi. Covaci Gabor era pe tractor în momentul în care l-am invitat la emisiune. A părăsit caii putere pentru a-și face cunoscută preocuparea în domeniul agricol. Mă numesc Covaci Gabor, sunt localnic, am născut în comuna Viile Satu Mare, lucrez în agricultură de copilărie. Ce v-a determinat ca să optați pentru agricultură? Cum am zis mai înainte, fac agricultură de copilărie și mie mi-e drag, ca și fac ca și o plăcere și am... Este o tradiție, înțeleg, atunci în familia noastră, da? Deci din generație în generație agricultura a fost cea care a asigurat pâinea cea de toate zilele. Da, și înainte așa mei au lucrat în domeniu și așa ca de la tati am preluat și conduc eu mai departe asociație. Sau.
Cât teren aveți pe care lucrați? Momentan avem în jur de 40 de hectare. Avem din cadrul ăsta și în chirie și privat. Deci nu este totul proprietate privată, deci a dumneavoastră. Aveți și în arendă luat, da? Da, da, avem și în arendă. Și pentru cele 40 de hectare câte le lucrați, dispuneți și de dotarea tehnică necesară, deci de acele utilaje care sunt indispensabile unei activități, să zicem, eficiente? Da, avem în primul rând avem un tractor de 80 de cai putere, disc, semănătoare, plug, remorci de transport și erbicidatoare. Cam avem un 80% din gamă care e nevoită momentan la lucrările astea. În principal înseamnă că puteți acoperi aproape toată gama lucrărilor care se pretează în sectorul vegetal. Da, putem. În aceste condiții, când motorina este, așa cum știm, cu preț în creștere, ce înseamnă, de fapt, pentru un tânăr agricultura? Pentru că ciclul de producție este de minimum 8, 9, 10 luni. Cum vă descurcați? Deci, în primul rând, motorina este cea mai de bază consumabile, adică ca material, și chiar din cauza asta venitul cea mai sigur cheltuim și încercăm să asigurăm să cumpărăm materialul ăsta, să avem continuitate, să putem efectua lucrările la locul și momentul potrivit. Cum vă descurcați totuși cu banii? Luați credite bancare sau încercați eventual să valorificați din ceea ce ați obținut produse în anul precedent? Da, în primul rând încercăm să folosim banii care valorificăm. Cu creditele stăm cam slab, că băncii nu stau de vorbă cu fermieri. Asemănătoare vorbesc de mine. Nici nu prea văd că era o treabă bună, că momentan noi, eu consider că nu putem face continuitate să plătim lunar o rată și cam ratele sunt și mai mari, dobânzii știm că sunt mari și nu-i rentabil momentan să... Deci până una altă trebuie să vă asigurați resursele proprii de finanțarea acestor cheltuieli, să le spunem zilnice. Da, da, da. Și ce cultivați pe cele 40 de hectare care le aveți proprietate personală, respective în arendă? În primul rând cultivăm porumb. Cred că asta e cea mai reușită cultura momentană. Apoi grâu. Anul ăsta a fost cel mai reușit, cu excepție, și floarea soarelui. Puțin plantele de nutreț. Nu cumva aveți probleme în ceea ce privește suprafețele mici ale terenurilor pe care le lucrați? Deci avem probleme destul de mare. Cum am zis, am 40 de hectare în 40 de locuri. Și care e cea mai mare suprafață în condițiile astea? Cea mai mare suprafață, totuși, pot zice că am și 5, 6, 7 hectare. În nivelul localității stau destul de bine. Pot zice că alții sunt și mai aruncați. Da, dar asta înseamnă că aveți și suprafețe de 30 de ari, 50 de ari? Da, cea mai mică suprafață am 30 de ari. Deci, da, dar sunt 40, deci sunt la noi iubire. Probleme în ceea ce privește deplasarea de la o parcelă la alta, că presupun că nu sunt toate localizate în aceea zonă a satului. Da, da. Eu am în trei grupuri, încerc să lucru grupat și acolo am terenuri respective. Asta înseamnă că luați așa, am 10 hectare într-un loc, acolo merg pe, nu știu, o cultură, să zicem porumb. Da. Dincolo am iar o suprafață mai mare, merg pe
greu sau pe necesar, necesar să facem rotațiile astea, că altfel nu putem lucra când lucrăm cu sculele mai mari, să avem spor de lucru și cheltuială. La cheltuială. Ce înseamnă, ce înseamnă anul agricol 2012-2013 prin prisma rezultatelor pe care le-ați obținut? Acum cred că pot zice că anul 2012 la noi a fost un an destul de reușit, că prețul a fost destul de bune. Ne-am avut și noi produsele noastre asemănătoare ca și în toată țară. Deci calitativ, deci, da? Calitativ. Iar 2013 sunt mult mai slabă ca slab din punct de vedere probabil economic, nu altfel. Da. Pentru că acum probabil să ne spuneți cam ce producție ați obținut la cele câteva categorii de culturi. La grâu, de pildă, ce producție ați obținut medii? La grâu am obținut un jur de 4500 de kg pe hectar. Binișor. Față de cei care stau în zonă mai bună, cei care scot și 6-7 mii pe hectar. Da. Și ați reușit să valorificați producția de grâu? Da, în primul rând am depozitat, am ținut până în toamnă și în timp de toamnă am vândut. Care e piața pentru vânzarea acestor produse? Deci unde reușiți să valorificați aceste rezultate ale muncii dumneavoastră? Sunt mai multe posibilități, așa cum trec anii, tot mai se deschide piața, așa simt eu. Avem în apropiere la oraș câțiva cumpărători serioase, iar suntem dispuși la prețul de piață mondială și cu un pic anul, așa putem valorifica și noi produsul nostru. Aminteați faptul că în 2012 au fost producții agricole mai mici, dar prețurile au fost considerabil mai bune. Cât credeți că ar fi trebuit să fie prețul la grâu, la porumb, la floare în anul 2013 pentru ca să nu fiți puși în situația de a lucra în pierdere? Cu producția obținută care avem, eu zic așa un 70 de bani, așa în mare. Aproape și la grâu și la porumb. Și la grâu și la porumb și la floare vreo 1,50 lei de bani. Care sunt de fapt prețurile astăzi? Poftim? Deci care sunt prețurile, deci față de ceea ce făceați dumneavoastră niște socoteli, că ar trebui să fie practicate pentru a închide balanța puțin peste zero, care ar trebui să fie prețurile, adică, da, în mod normal, și care sunt? Deci, cum am zis, în jur de să fie 40 de bani, iar față momentul vom putea fi mulțumiți dacă putem primi după porumb în mână 40 de bani. Deci, și trebuia 70 totuși, ca să facem un zero și puțin. Și atunci cum vă veți descurca? Pentru că acum ne aflăm în perioada înființării culturilor de toamnă. Deci trebuie arat, trebuie semănat. Dacă banii sunt puțini pentru produsele care le-ați obținut, sunteți puși în situația de a lua credite bancare sau mai aveți încă în anumite rezerve financiare, desigur? Totuși încercăm să avem și rezerve financiare. Totuși, în fiecare an vom gândi că dacă prețurile o să fie scăzute, să putem trăi, iar anul 2013 la noi o să fie supraviețuire. Și da, așteptăm în 2014 să se întâmple ceva, să se mărească și să revină prețurile. Care credeți că sunt problemele dificile și încă nerezolvate în agricultură pentru a depăși situația de semisubsistență? De 2014 încolo aștept să vină noi fonduri europene pe care putem și noi accesa cu sume mai mari și mai serioase
de musărul ăsta de semisubsistență. La mine au fost, sau există, poate că ved eu greșit lucrurile, dar cei care au făcut măsura 1-4-1 n-au dreptul să margă treapta următoare la 1-1-2 și mă simt blocat că n-am dreptul la această măsură. Cei care fac 1-1-2 au dreptul la 1-4-1, iar invers, cum am înțeles eu, nu. Asta presupune că v-ați grăbit ca să luați 1500 de euro la hectar pe următorii 3 ani și ați pierdut suma cea mare de câteva zeci de mii de euro. Da, tot n-are rambursabil. Da. Repet întrebarea. Care credeți că sunt măsurile urgente care ar trebui să se ia în agricultură pentru a depăși această producție de semisubsistență? Să fie, nu știu, subvenții mai mari, să se asigure un preț minim garantat pentru produse? În primul rând, era bine să fie subvenții mai mari, asemănătoare ca și în țările dezvoltate, și să facă un preț bun, valabil la produsele noastre, să putem valorifica. Nu v-ați gândit ca să extindeți area preocupărilor? Mă gândesc aici în special la a avea și un sector zootehnic pentru a putea valorifica mai eficient ceea ce produceți. Da, avem, ținem și câțiva animale, puțin deocamdată, dar vrem să ne orientăm și în zootehnie, ca și să ținem și vaci de lapte, ca să nu trebuie să nu fim dispuși la piață să vindem cerealele ce obținem, ci și să mai valorificăm și în lapte. Se pare că viitorul în zootehnie îl reprezintă bovinele de carne. V-ați gândit cumva și la o asemenea investiție? Deci la acele rase care în special se pretează pentru producția de carne și mai puțin pentru lapte. Eu mă gândesc că era mai bine să obținem vaci de lapte, bineînțeles animalele născute să creștem maturi, deci să valorifică la prețul lui respectiv cel mai bun, și în paralel cu vaci de lapte să avem și animale de carne și să avem continuitate. Dacă puteți accesa anul viitor vreun proiect pe vreo măsură care va exista, ce credeți că veți dezvolta în condițiile astea? Deci mergeți în continuare pe vegetal sau deja veți porni sau vă veți orienta și spre zootehnie? Dacă proiectele să avem accesare și la cultura mare, și la cereale, și la zootehnie, atunci în paralel aș merge pe ambele parte, în continuare. Nicolea Bențe s-a dovedit surprins de dificultatea circulației informației în vederea continuării finanțării în anii 4 și 5 a activităților pentru gospodăriile de semisubsistență. Bențe Nicolae sunt, locuiesc în Cioncești, mă ocup cam de vreo 5 ani de zile cu agricultura. Mergând alte treburi, am zis că dacă tot stau la țară, facem și noi un pic de agricultură. Care sunt, de fapt, motivele principale pentru care ați optat spre sau ați ales agricultura? Agricultura am ales-o datorită faptului că în zonă pe vremea aia nu se lucra teren aproape deloc. Ce înseamnă vremea aia? Acum 6 ani nu erau încă în agricultorii ăștia mari ca și cum străini care au acoperit acum toată zona asta a noastră, a Cioncheștiului cel puțin. Sunt și terenuri vândute deja în Cioncești către persoane din afară, de suprafețe mari, terenurile? Încă sunt date numai în arendă. Eu lucrez aproximativ 30 de hectare. E mult, e puțin?
puțin încă, îmi zic că agricultura se face de mai mult încă sus. 30 de hectare zic că încă nu-i puțin. Se poate trăi din 30 de hectare? Adică o familie poate să-și asigure traiul de zi cu zi. Dacă ar fi un pic prețul mai bun la achiziție, cum ne facem noi calculele, de obicei de la un an la altul s-ar putea trăi. Dar anul trecut, făcând calcul la 97 de bani la porumb și anul ăsta ne-a plătit 40 de bani, nu știu dacă mai ne rămâne bani și de trăit. Subvenție pe motorină nu am primit deloc. Nu ne anunță absolut nimeni când și unde trebuie să băgăm acte pentru subvenție. Am încercat să-mi fac un proiect pentru tinerii, instalarea tinerilor fermieri. N-am reușit pentru că în anul ăla chiar am împlinit 40 de ani, acum 3 ani. Am făcut unul de instalare de subsistență. Da? Da. Ăla de 1500 de euro. Ăla de 1500 de euro, da. Pe da. An. Prima tranșă aproape că o trebuie să o plătesc. Atâtea mi s-au cerut. Hârtii, acte. Cine nu are buzunar. Deci cheltuielile de pentru a asigura documentația pentru proiect și totul au costat atât de mult? Aproape 2500 de lei. Da. Înseamnă că nu v-a rămas prea mult. În ce an sunteți acum cu măsura 141? Anul 3. Deci acum e anul scadenței, dacă se poate spune anul așa. Anul viitor va fi. Anul când trebuie să ne verifice, să vadă ce am reușit să facem. Și trebuie să creștem, să... Cum estimați, ca urmare a situației actuale, cum estimați balanța sau bilanțul? Adică vă încadrați în acel plan de afaceri care l-ați propus? Am avut 17 hectare. Am crescut la aproape 30. Am crescut și niște porci. Acum am avut vreo 10, acum am vreo 20. Probabil o activitate integrată în agricultură ar fi mai eficientă. Probabil de aia ați și apelat inclusiv la porci, nu? Da, normal, ca să fie mai multe, dacă prețul e mic, nu vindem, creștem animalele, vindem animalele. Prețul mic. Dar dacă în ceea ce privește vegetalul, deci producția agricolă obținută, e cu probleme. Deci, cu alte cuvinte, s-a redus prețul la jumătate sau sub jumătate față de anul trecut. Producția presupun că n-a fost dublă față de anul anterior. Ce șanse aveți cu zootehnia, deci cu alte cuvinte, cu creșterea porcilor? Zootehnia o facem numai ca să nu trebuiască să fim obligați să vindem chiar tot la preț mic sau... mai, deci nu, deci cam, să zic așa, 30% pentru noi, 70% pentru vânzare. Și există piață pentru vânzarea porcilor? Da, da. De obicei de sărbători se cumpără porcii grași, după aia se cumpără porcii mici, cine vrea să-și crească pe la anul. Deci nu mulți, așa la câți am eu. Sunteți într-o exploatație, așa zisă, neprofesională, deci neautorizată, sanitar, da. Veterinar, ne. Și atunci lucrați tot în sistem gospodăresc. Gospodăresc, exact. Suntem. Cu ceea ce înseamnă tradiție, presupun, deci exact. Valorificând... La târg, exact. La târg și hrana fiind bazată nu neapărat pe premixuri, ci pe ceea ce înseamnă... Numai pe... Ce recoltăm noi? Cereale ce recoltăm noi? Nu dăm nimic concentrate. Deci, ca să ieși, le dăm numai ce? Amestecuri de cereale, da, sigur. Da, dar și la porc, ciclul de producție în sistem tradițional este mult mai mult decât în ceea ce înseamnă sistem industrial. Da. Cum vă descurcați în condițiile acestea? Bineînțeles că nu-l faci un porc în așa termen scurt, fără anumite furaje concentrate, nu-l faci la, de exemplu, 100 de kilograme, dar... Cei care sunt specializați pe creșterea porcilor spun că obțin spor în greutate un kilogram de carne la 2,5 kg de furaj. Dumneavoastră, cât consumați pentru un kil de carne? Acum n-am făcut un calcul exact. Totuși aproximativ, adică vă dați seama cam cât e, 4 lei, 5, adică 4 kilograme, 5 kilograme? Cam, vă zic, cam așa, cam 5 kilograme și... Deci ca să fie sport de greutate un kilogram. Da. Nu o să fie sport de greutate un kilogram după 5 deci kilograme. Deci nu pe zi, dar 5 kilograme de furaj. Ziceam furaj. Da. Nu știu, orz, grâu, ce știu eu, porumb, ce...
le dați acolo un amestec? Nu știu, n-am făcut un calcul așa pentru... Deci nu m-am ocupat așa special cu... Cât credeți că ar trebui să fie atunci kilogramul de carne de porc în viu? La oblei, la oblei 50, dacă îl dăm la viu, îi... Deci considerați că e acoperitor? Da. Dar asta probabil în condițiile în care aveți purcei acasă, nu-i mai cumpărați? Da, nu cumpăr purcei, sigur că. Pentru că în clipa în care se cumpără și purcelul acum la 150-200 de lei bucata, nu știu dacă vă mai încadrați în Nu, am acele socotele. Profe care eu le țin și le montez și nu trebuie să cumpăr purcei. N-ar fi mai rentabil ca să extindeți mai mult acest sector? Nu, eu deocamdată pe cultura mare m-am gândit mai bine, nu pe asta zootehnică. Nu sunt nici de meserie, nici de ca să pot să știu exact cum cresc porcii. Deci... Pentru că specialiștii susțin că o asemenea activitate integrată e cu totul și cu totul mai avantajoasă decât a merge pe un segment oarecare care poate fi câștigător sau poate fi cu pierdere. Am încercat să văd de ăsta, de nou program care se bagă pentru fermele astea de familie până la nu știu câte capete de ăsta și am înțeles că acum de la 1 noiembrie se poate să facă ceva documentație. O să încerc să văd, nu știu. Vedem. Înseamnă că infuzia de capital, banii nerambursabili ar fi singura soluție care să mai salte o leacă lucrurile, da? Da. Și eu iau 1500 de euro care am primit de la pentru fermele de subzistență anual. M-a ajutat să mai cumpăr o sculă, mai puneam noi bani și am mai cumpărat. Mai completează și ei dacă se poate... Exact. Au fost buni la ceva. Au fost buni, totuși. Și ați urmat toate etapele pentru că după anul 3 să puteți beneficia și în continuare eu zic 4, că... pentru anul 4 și 5. Zic că anul viitor, când o să avem control, sper să îndeplinesc condițiile care ne-au cerut, sunt trecute, planul de afaceri care îl avem pe... Una dintre condițiile eliminatorii, deci pentru a putea trece din anul 3 în anul 4, este de a urma încă în un curs de calificare. Cursul de calificare s-a făcut. Deci nu cel inițial. Deci nu cel care l-ați făcut, știu eu, la Satul Mare sau în altă parte. Este o a doua etapă a unui curs de calificare. Mulți fermieri sătmăreni au pierdut anul 4 și 5 la măsura asta gospodării semisubzistență, tocmai pentru faptul că n-au avut a doua etapă de curs făcută. Nu mi-a spus nimeni nimic, încă n-am auzit. E bine dacă aflați acum. Foarte, foarte bine. Și probabil încă nu e prea târziu ca să vă interesați, pentru că aceste cursuri nu se realizează în Satul Mare. Sunt organizate în anumite zone. Deci nu poți să spui că gata, fac în Satul Mare încă un curs. Nu. Poate fi la, nu știu, Bistrița, poate fi la Suceava sau știu eu unde. Și neurmând acel curs... Nu se mai poate face pasul următor. N-am văzut nici pe media, n-am văzut nicăieri încă să anunțe așa ceva, nici n-am, nu știu. Mă bucur că am auzit asta de la dumneavoastră. Aveți, să zic așa, sunteți în pericol, că voiam să spun că aveți șansa, dar de fapt neșansa, dacă se poate numi așa, să nu mai luați banii dacă nu faceți cel de-al doilea curs. Probabil. Dosarul l-am predat, nu mi-a spus nimic, deci am fost ok cu dosarul. O să vedem. O să mă interesez. Care credeți că sunt problemele care ar trebui rezolvate într-un termen foarte scurt pentru a eficientiza activitatea în agricultură? Problema cea mai gravă e banii ăștia care ne dau nouă așa de multe ori și rar. Deci acum, nu știu cât, 60% am înțeles că o să ni se dea la un deja viitor, a început virarea sumelor cuvenite în conturi. Poate omul să-și facă un plan, să meargă să-și cumpere ceva, pentru că banii nu știe când primește. Nu știm niciodată când primim bani. Al doilea lucru ar fi motorina, care e cea mai mare problemă. Tot se aude că subvenții la motorină. Nu se anunță o zi, o dată, domnule, trebuie să dăm subvenție la motorină din data de ce acte trebuie să facem rost, ce trebuie să ducem.
De când s-a dat subvenție la motorină, s-a dat vreo 2-3 ani în urmă, parcă ceva s-a, m-am înțeles, niciodată nu s-a anunțat. Deci astea ar fi cel mai mare problemă. Cu motorina, că asta e baza. Mântă, decontarea acelei subvenții la motorină în ceea ce privește acciza, se făcea periodic. Deci, nu știu, trimestrial. Da, până acum sunt un an. Din jumătate în jumătate de an, deci erau niște termene totuși prestabilite. Da. Dar era exact, știți cum era, exact zona între sărbători. Decembrie, la 1 ianuarie, trebuia să depui documentația. Păi presupunea să depui, nu știu, facturi sau ce știu, adică actele doveditoare vis-a-vis de achizițiile realizate în intervalul respectiv. Deci persoană autorizată. Persoane fizice nu din start nu primeau, am înțeles, după câte știu eu. Deci din câte înțeleg și de asta studiezi, tot persoană fizică, nu persoană fizică autorizată. Suntem persoană fizică autorizată de când am ca urmare a măsurii 141, că era obligatorie. Exact. Această schimbare, da. Cum vă descurcați, că deja e la scadență impozitul agricol, deci pe venitul agricol? La 25 octombrie, dacă bine mi-amintesc, trebuia să fie plătită prima tranșă a impozitului. Am depus, parcă în mai, când a fost, trebuia să depunem terenul care lucrăm, suprafața de teren pe care o lucrăm, la finanțe, am depus atunci un act în care am scris cam câte hectare avem noi de ăsta. Și ni s-a spus că o să ni se trimit acasă sau ceva, hârtie. Sau persoanele fizice autorizate au un alt termen scadent? Nu, tot octombrie. Că persoanele fizice aveau pe 25 octombrie ca ultimă zi de plată fără penalizări, a primei părți din impozitul pe venitul agricol. 92 de lei parcă pe hectar. Nu mai știu exact că sunt anumite... Da. Grile, dacă se poate spune așa, și vis-a-vis de culturile care... Era vorba când primim banii de atunci o să fie ultima zi fără dobândă, când se primește banii de la APIA, ca să omul să poată să-și plătească. Da, dar vedeți că, spuneam adineori, în bună parte, mulți fermieri au primit deja, deci le-au intrat banii în cont. Probabil. Nu știu, o să mă interesez. Da. Și pe viitor, ce intenționați să faceți pentru a eficientiza această activitate în agricultură? În primul rând, trebuie niște scule mai bune și un pic să măresc suprafața de teren. Ca să fii eficient, trebuie cel puțin de la 50-60 de hectare în sus ca să... Poate chiar 100, nu? Chiar 100, da. Numai, vă spun, nu mai este teren de luat în arendă. Chiar se poate spune că tot ceea ce înseamnă teren arabil în Ciuncheș este lucrat? Eu zic că 99%, da. Asta e o veste bună. Pentru că lucrează, toată lumea s-a dat în arendă, este o firmă străină care a luat tot terenul în arendă. Și oamenii sunt mulțumiți de ceea ce înseamnă nu tare, pentru că trebuie să meargă să umble ei după... La noi, sunt fiind din zonă, fiecare om când îi dăm cerealele care trebuie să le dăm pentru terenul care ni l-a dat în arendă, suntem acolo în zonă, mergem, îi ajutăm. În schimb la... Cât teren, adică nu, cât aveți arenda, cât dați... 400 de kilograme la hectar. Deci 400, nu e puțin? Ținând cont că terenul nostru poți să faci orice cu el, că mai mult de 3-4 tone nu-ți dă la hectar, eu zic că nu-i puțin. Și de unde folosiți îngrășămintele organice? Deci nu chimic, ci organic, gunoiul de grajd. Sau nu se prea vorbește în agricultura de astăzi de așa ceva? Nu tare. Omul care are acasă, să zicem, are un hectar pentru el, ăla probabil că își mai pune gunoi organic. Cine are mai mult, nu este de unde. Nicio șansă. Nu credeți că, utilizând și gunoiul de grajd, puteți oarecum crește potențialul productiv al solului? Ba da, dar în zona noastră nu știu dacă este de unde să se ferme. De animale nu sunt.
Și atunci ce se întâmplă? Că până una altă sunt terenuri care sunt pretabile numai pentru fâneață, sunt terenuri care sunt pretabile numai ca pășune sau pentru a cultiva plante din astea furajere. La terenurile mai slabe, producția la hectare e mult mai mică și la terenurile mai bune, producția mai mare și se face o medie și de unde ai pierdut dincolo, ai câștigat dincolo. Iuhas Arpad susține că munca în agricultură îi asigură un plus de prosperitate pe lângă activitatea de angajat pe care o are. Stimați telespectatori, îl avem alături de noi pe Iuhas Arpad, care este tot un tânăr implicat în ceea ce înseamnă agricultura. De câți ani vă ocupați de agricultură? Eu personal de 3 ani vă ocup așa mai... Deci mai intens, mai intens, da, că taică-meu a lucrat până acum, dar el deja s-a bătrânit și eu conduc mai departe. Deci duceți mai departe tradiția familiei, da? Da, da. Cât pământ aveți pe care lucrați? Când am luat eu, atunci am avut 7,5 de hectare, 7,5. Și acum deja am 20 de hectare pe care lucrez. 7,5 erau proprietate personală și diferența este în arendă sau nu, ați cumpărat? Încă mai am cumpărat și eu, dar am și în arendă. Da. Am înțeles că aveți și loc de muncă. Cum se împacă agricultura cu o persoană care e totuși ocupată? Foarte greu, foarte greu, că nu prea am timp liber. Nici sfârșit de săptămână nu prea am, deci weekenduri aproape nu am niciodată. Deci și eu lucrez în trei schimb și foarte, foarte greu. Acum, weekenduri nu au nici fermierii care au zootehnie. Pentru ei nu există... Da. Nici o sărbătoare, dacă mă pot exprima așa. Da, da. De ce ar trebui să aibă atunci un tânăr care lucrează în sector vegetal zile libere? Deci asta așa vine, că lucrez 8 ore la loc de muncă și după aia încă 4, 5, 6. Și se poate acoperi tot volumul de muncă în așa numitul timp liber. Cu adică greu. Timp liber după serviciu, vreau să spun. Cu greu. Noapte. Când putem, facem. Da. Ce cultivați pe terenul ăsta? Porumb, grâu, ovăz, orz. Și probabil ceva plante de nutreț, că am înțeles că plante aveți și, nutreț, da. Și o mică gospodărie, deci ceva deci am sector zootehnic minim. Da, da. Deci am plante de nutreț, vreo 2-3 hectare. Pentru animale trebuie să pregătesc fân și am terenul de cosit care nu s-a declarat că aia numai cosim. Și ce animale aveți acasă? Avem porci, avem viței, vaci. Mai mult pentru consumul familiei sau aveți și excedent, deci ceea ce înseamnă pentru a vinde? Nu, pentru consum familiei. Animale. Avem și 2 cai. Alături de tractor? Da. Da că... își au utilitatea? Nu prea folosim. Îi a lui taică-meu și lui place. Sau mai mult așa ca să fie în gospodărie. Da, da, da. Și măcar din când în când îi utilizați la lucrările care sunt inerente. Da, când avem nevoie, poate să folosim, da, sigur. Deci pentru transporturi, presupun, da. Pentru chestii din astea, nu neapărat la plug sau la prășit. Nu, că nu mai avem timp să lucrăm cu cai, dar dacă trebuie să facem un transport, când semănăm sau când... Deci, da, deci când sunt urgențe din astea pentru activități mai ușoare, da? Da. Și cele 17 hectare de teren care le lucrați strict cu familia
sau mai aduceți uneori ajutoare, deci oameni care să vă ajute pentru diverse activități, desigur. Deci mai mult eu lucrez pe teren, am utilaje cu care pot să lucrez și singur, dar normal, asemănat, și când avem nevoie de ajutor, trebuie să ducem și un pic de ajutor. Dar în rest nu mai, presupun că nici nu faceți prașile manuale la porumb sau la, știu eu, alte, dacă aveți sfeclă sau ceva. Nu, că așa mult avem, că nu se poate, că nici nu avem din ce să plătim, că din asta 17 hectare, că restul e... Da, deci fâneață și... Da. Atât având numai ca să acoperă seceratul. Da, 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 da. Și din cauza că nu vând cereale, nu am din ce să plătesc. Deci nu e contul prea plin cu bani? Nu. Nu, 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 nu. Deci, da, absolut nu. Ați accesat vreo măsură de finanțare din asta europeană, deci cu fonduri nerambursabile? Nu am accesat nimic, asta toată din... Și nu intenționați să luați niște bani, desigur, pe fonduri care sunt pe diverse măsuri? Tare greu să obținem. Bun, dar încercarea moarte nu are. Dacă la bancă nu te poți duce ca să scoți credit pentru că banca trebuie să ceară nu știu câte garanții. De la, nu știu, prieteni nu te poți împrumuta pentru că probabil nici ei n-au bani. Dacă nu vinzi din producție agricolă decât ceea ce înseamnă un minim pentru supraviețuire, atunci singura soluție cred că este accesarea vreo unei măsuri din astea cu finanțare din partea Uniunii Europene. Da, numai e problemă că în primul rând nu ajunge terenul ca să obțin o finanțare. O finanțare. După aia nu am suficientă școală, adică nu am bacalaureatul. Am 13 clase și bacalaureatul nu am. Am înțeles. După aia nu am 2-3.000 de euro ca să obțin 10.000 de euro. Că atâta costă. Da, 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 da. După aia trebuie să fac o firmă. Sau, deci în momentul în care se accesează banii europeni, obligatoriu trebuie să devină o persoană fizică autorizată. Da, și după aia nu mai pot să plătesc mai departe impozitele ce trebuie să plătesc după o firmă. Că nu iese, nici din banii aia nu iasă ce primesc de la Uniunea Europeană. Ce vreți să faceți în continuare? De atâta vreme cât 17 hectare spuneți că nu sunt suficiente pentru a putea accesa fonduri europene, înseamnă că trebuie să vă extindeți, să ajungeți la 30, 50, poate mai mult. Aveți în vedere asemenea demers? Nu știu, asta încă nu știu. Mai lucrez încă un an și o să văd. Sau trebuie în condițiile respective să renunțați la locul de muncă? Nu la locul de muncă trebuie să renunț, eu cred că cu agricultura trebuie. Bun, agricultura totuși trebuie făcută la nivelul la care se aducă. Dar facem la nivelul ca să facem producție pentru noi, ca să trăim, ca să nu trebuie să cumpărăm carne, lapte, ouă. Deci cu alte cuvinte, încă nu v-ați decis dacă puteți sau dacă aveți posibilitățile de a extinde activitatea pentru a deveni într-adevăr o sursă de venituri. Am posibilități să extind, dar nu merită. Asta e cea mai mare problemă, că nu avem la cine să vindem cerealele. Bun, dar atâta vreme cât aveți o mică gospodărie, zicând că aveți vaci, porci, da, cai, poate extindeți și acolo activitatea și tot ceea ce câștigă omul din vegetal, deci producție, o poate orienta spre zootehnie, după care zootehnia devine spre vânzare, deci vandabilă. Da. E problema că cu mai multe cheltuieli poate să facem producție
aici la Vila Satu Mare, că aici avem mai slab terenuri și poate să punem orice îngrășăminte, oricât poate să punem, să zicem așa, nu prea iese foarte mult. Tocmai de aceea o fermă, o exploatație zootehnică medie sau cum vreți să-i spuneți, poate asigura și gunoiul de grajd necesar și cu siguranță producțiile ar crește. Nu-mi dau seama cât ar crește, fi creșterea de producție. Crește cu 1000 de kilogram, dar nici așa nu... Nu merită nici așa? Nu merită. Deci, cum să zic, mai mult câștig de pe un hectar cam 200 de lei, atât. Deci, dacă vreau să am mai multă producție, de atunci trebuie să cheltuiesc mai mult. Și nici așa nu rămâne mai mult. Deci, indiferent dacă cheltuiesc mai mult, nici așa nu rămân cu mai mult. Cheltuiala nu este proporțională cu venitul care se poate realiza? Absolut, absolut nu. Nu. Da. Noi vă dorim mult succes și să sperăm că nu veți renunța la această activitate care, până una altă, asigură pâine, cum spuneați, asigură lapte, carne, ouă. Asta pentru noi un ajutor lângă loc de muncă. Tehnicianul veterinar consideră că în prezent, când piața cărnii este încă limitată, o exploatație considerabilă în zootehnie poate prezenta un risc imens. Dacă interlocutorii anteriori s-au specializat pe producția vegetală, iată că avem în fața noastră și un tânăr care a încercat să armonizeze producția vegetală cu zootehnia. Se numește Suci Arpad. Domnule Suci, cu ce vă ocupați? Numele meu este Suci Arpad, am 41 de ani. Și eu, ca și mic, în familie m-am ocupat cu agricultură, părinții. Eu am terminat liceul agricol la Livada. Sunt tehnician veterinar aici, în localitatea Vila Satu Mare. Și lângă, ca zootehnist, mă mai ocup și cu animale și cu am câmp pe câmp, mai ales cultură mare, porumb și grâu, triticale, care mai cultivăm. Să înțelegem că ați îmbinat cele două domenii ca să evitați vânzarea cerealelor. Da, pentru că prețul la cereale este destul de mic, adică pentru noi, și nici cumpărători nu tare sunt. Și pentru asta eu mai țin niște animale, adică porci. Am 3 scrofe acum, la momentul de față, la care la 2 am și purcei. Și așa încă vreo 8-10 le mai țin pentru îngrășat, care le vând în, mai ales în, pe la Crăciun. Da. În accepțiunea noastră înseamnă că acest mod de a face agricultură este mai eficient decât a vinde cerealele, da? Cam câte kilograme de furaje, să le numim așa, consumați pentru un kilogram de carne? Aproximativ. Deci apoi în medie în jur de 6-7 kilograme noi. Cum nu le dăm așa concentrate și furaje combinate la ei, la noi ne trebuie. Trebuie chiar așa de mult, 6-7 kg? Trebuie. Cum am calculat, mare, da, ne trebuie. Că... Și care e ciclul de producție? În câte luni de zile îl faceți purcelul ăla de, nu știu, 10 săptămâni să-l faceți de 100 de kg? Ciclul de producție este mai lungă, în jur de 8-10 luni sau chiar un an, 12 luni. Și atunci cât face? 200 de kg sau 150? Nu, până la 150 de kg, da. Au mai sunt, dacă le dăm și noi un pic de zăr sau niște proteine în mâncare,
atunci le putem, dar campuri cei care mi se fac în primăvară, prin martie, acum pe la Crăciun ajung așa la 100-150 de kg. Da. Este piață pentru carne de porc? Păi este numai acum în timp de, înainte de sărbători. În timpul verii nu tare sunt, că cum, adică abatoarele astea mari nu cumpără porci de la noi. Se vorbește că se va deschide piața către China și Rusia pentru bovine și pentru porc. Nu v-ați gândit de a extinde totuși ferma, dacă îi putem spune păi așa? Dacă ar fi piață, ne-am mai putea extinde cu câteva capete, dar nu la sute sau la mii de capete, nu mă gândesc. Bun, dar câteva sute ar însemna o rentabilizare, nu? Păi da, probabil. Dacă am putea primi niște ajutoare sau niște subvenții pe cap de animale. N-ați accesat niciun proiect? Am accesat, am făcut proiect pentru măsura 141 și eu acum am depus anul trecut în august, un proiect 121 pentru modernizarea fermei, pentru niște utilaje agricole. Și în ce fază este acela? Păi acum, în fază de derulare, am fost chemați acum cam de vreo lună pentru notificare, am semnat că e proiectul eligibil, e acceptat, nu mai urmează. Care ar fi suma pe care ați primit-o? Păi am jur de 18-19 mii de euro, că e proiectul 40 de mii de euro, din care 50%... Deci 50% e cofinanțare? Cofinanțare, da. Nouă nu ne rămâne decât să vă urăm succes și să auzim că ați extins exploatația și o transformați în fermă. Optimismul celor care și-au prezentat preocupările în ciuda dificultăților de ordin financiar, dar și acelea care privesc accesarea de fonduri europene pentru dezvoltarea afacerii, ne dă convingerea că nu vor dezarma. Optimismul și hotărârea de a merge mai departe pot reprezenta garanții ale succesului.